Bună ziua, putem începe? Bună ziua, vreau să mă lași mine prezent. Bună ziua, domnul Andronache. Prezent, domnul prezent. O să începem imediat să facem prezența. Doamna Ane Ileana. Prezent. Domnul Agapi Alexandru. Prezent. Andronache Nicolae Tudor. Prezent. Botezatul Maria. Prezent. Bujor Dumitru Marcel. Prezent. Cimpăieșu Gheorghe. Prezent. Doboș Sergiu Mihail. Prezent. Dobrea Costel. Prezent. Doiles Jelica. Prezent. Dumitru Mihai. Prezent. Jilcu Adrian. Prezent. Vitaru Adrian. Domnul Vitaru. Maxim Miluță. Prezent. Moralu, prezent. Orhean Ionuț. Pașcu Apăvăloaie Elena. Prezent. Popescu Carmen. Prezent. Roșca Sorin. Prezent. Sergentul Adrian. Domnul sergentul. Dar cum este prezent, domnul sergentul? Zarul Ciprian Octavian. Prezent. Bun. Bună ziua, și Sticlaru, Dana. Doamna Sticlaru, nu v-ați strigat? Nu, sunt prezent acum. Bun, prezent. Am trecut. Domnul Orhean. Prezent, am intrat. Dacă mă auziți, am intrat. Domnul Vitaru, vă auzim. Domnul Orhean. Nu este. Intrăm în... Cunoașteți proiectul ordinii de zi din convocare? Da. Da. Dau citire proiectului ordinii de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu capacitate de minim 3.000 de kW în municipiul Onești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar general. Haideți să votăm și ordinea de zi. Cine este pentru? Ane Ileana? Pentru. Agapi Alexandru? Pentru. Andronache Nicolae Tudor? Pentru. Botezatul Maria? Pentru. Bujor Dumitru Marcel? Pentru. Cimpoieșu Gheorghe? Pentru. Doboș Sergiu Mihail? Pentru. Dobrea Costel? Pentru. Doiles Jenica. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Jilcu Adrian, prezent. Jitaru Adrian. Pentru. Maxim Miluță. Pentru. Orhean Ionuț. Pașcu Apăvăloa Elena. Pentru. Popescu Carmen. Pentru. Roșca Sorin. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Ciclaru Dana Celasela. Pentru. Zarzu Ciprian Octavian. Pentru. Vă mulțumesc. Care e cuvântul domnul secretar general pentru aici? Înainte de a da citire prezentării referatului de aprobare, aș vrea să vă informez că astăzi pe ordinea de zi sunt trei proiecte care vizează depunerea unui proiect mâine la ora 9
Dimineața este deschiderea, este după principiul primul venit, primul servit, de aceea nu cerem scuze din clipă, dar astăzi în jur de ora 11:15 ne-a venit studiul de fezabilitate și cu colegii din primărie am reușit ca să convocăm, dat fiind faptul știm că dumneavoastră aveți și la ora 15 ședința de ADPP. De asemenea, aș vrea să recomand directorilor unităților de învățământ, chiar dacă au semnat sau nu au semnat protocoale de colaborare, sau urmează să semneze protocoale de colaborare, să nu participe la vot pentru a evita orice interpretare cu privire la conflictul de interese. Așadar, proiectul numărul 1. Având în vedere necesitatea crescută a consumului de energie electrică la nivelul UAT Onești și ținând cont de criza energetică existentă și prețurile ridicate ale energiei electrice, în vederea derulării proiectului privind constituirea unui parc fotovoltaic pe amplasament identificat în municipiul Onești, este necesară aprobarea studiului de fezabilitate, de vizionare general și indicatorii tehnico-economici. Față de cele prezentate, vă supunem spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentatului. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul Comisia 1. Aviz favorabil, Comisia 1. Și la Comisia 4 aveți aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Și abiento. Vă rog, domnule. Sunt prezent, dar nu particip la vot. Deci, simt clar. Și doamna Sticlaru, da? Da. Bun, supunem la vot proiectul. Ane, Ileana? Pentru. Adapi, Alexandru? Pentru. Andronache, Nicolae Tudor? Pentru. Botezatul Maria? Pentru. Bujor, Dumitru Marcel? Pentru. Cimboieșu Gheorghe? Pentru. Doboș, Sergiu Mihail? Pentru. Dobrea Costel? Pentru. Doileț Genica? Pentru. Dumitru Mihai? Pentru. Domnul Jircu Adrian? Pentru. Jitaru Adrian? Pentru. Maxim Niluță? Pentru. Moralu? Pentru. Domnul Orchian Nunuț? Doamna Pașcu Apăvăloaie Elena? Pentru. Popescu Carmen? Pentru. Roșca Sorin? Pentru. Zarzu Ciprian Octavian? Pentru. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatului dintre UAT Onești și unitățile de învățământ din municipiul Onești și Direcția Generală Asistență Socială pentru implementarea proiectului instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu capacitate de minim 3.000 de kW în municipiul Onești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar general. În vederea depunerii cererii de finanțare din fonduri nerambursabile privind implementarea proiectului instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu capacitate minimă de 3.000 de kW în municipiul Onești, prin prezentul proiect de hotărâre se propune constituirea parteneriatului între UAT Onești, Unitățile de Învățământ din municipiul Onești și Direcția de Asistență Socială. Față de cele prezentate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate pentru prezentat raportul Comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Ana Ileana. Pentru. Agapi Alexandru. Pentru. Andronache Nicolae Tudor. Pentru. Botezatul Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Cimboieșu Gheorghe. Pentru. Doboș Sergiu Mihail. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Doileț Genica. Pentru. Dumitru Mihai.
Pentru. Jilcu Adrian. Pentru. Jitaru Adrian. Pentru. Maxim Miluță. Pentru. Moraru. Pentru. Orhean Ionuț. Da. Pașcu Acovădoaie Elena. Pentru. Popescu Carmen. Doamna Popescu. Pentru. Roșca Sorin. Pentru. Sergentul Adrian. Nu participă. Domnul sergentul nu participă. Doamna Sticlaru, doamna Cerasela nu participă. Zatul Octavian Ciprian. Octavian. Ce Ciprian, ok. Pentru. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu capacitate de minim 3000 de kW în municipiul Onești. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar general. În vederea depunerii cererii de finanțare a proiectului privind construirea unui parc fotovoltaic în municipiul Onești, este necesară aprobarea depunerii acestei cereri de finanțare de către Consiliul Local. Față de cele prezentate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate pentru a prezenta raportul Comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil, Comisia 1. Comisia 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții, dacă sunt, în marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Ana Elena. Pentru. Agapi Alexandru. Pentru. Domnul Andronache Nicolae Tudor. Pentru. Botezatul Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Cimpăieșu Gheorghe. Pentru. Doboș Sergiu Mihail. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Doiles Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Jilcu Adrian. Pentru. Jitaru Adrian. Pentru. Maxim Miluță. Pentru. Moraru. Pentru. Orhean Ionuț. Pentru. Ați venit, bună ziua, domnul Orhean. Pașcu Apăvăloaie Elena. Pentru. Popescu Carmen. Pentru. Roșca Sorin. Pentru. Domnul sergentul Adrian și sticlarul Dana Cerasela nu participă la vot. Zarzu Ciprian Octavian. Pentru. Vă mulțumesc. Cam astea au fost pentru astăzi. Declar închise. Dacă mai sunt discuții pe marginea. Domnul președinte. Da, vă rog. O secundă, dacă se poate, vă rog. Nu se aude. Dacă se poate, nu se aude acum, auziți, vă rog? Acum vă aud, da. Mulțumesc. Chiar dacă voi primi reproșuri că ceea ce au făcut aparatul de specialitate al primăriei astăzi, operativitatea de care a dat dovadă, întocmind materialele, prezentându-ne nouă cu rapiditate, pentru ca mâine să beneficiem de primul tosit, primul servit, felicit încă o dată aparatul de specialitate al primăriei. Mulțumesc frumos. Și cu așa, președinte, normal cu toate. Mulțumim. Păi, fiindcă sunteți președinte, dumneavoastră, doar vă ce? Vă felicit pe toate și pe colegi care l-au spus toți prezent în da. Toate cazuri Sfântul Nicolae și credeam că aveți o nuie rușă în mână. Bine că nu aveți nuie rușă în mână ca să ne altoiți. Avem o mână. Nu e Sfântul Nicolae, domnul. Da, ați uitat. Sunteți în avanță. Nu contează. Bine că mi-am adus aminte totuși. Pregătiți ghetuțele. Da. Moșu, bine de seară. Vă doresc o zi bună. Declară-mi bine de ședințe de astăzi.